Cum tendințele sunt într-o continuă schimbare, și în această vară avem noutăți. Vara asta se poartă în materie de băieți, se poartă ca și tunsoare, tunsorile gen Smiley, cele cu bretonul puțin mai lung, dar se poartă și în același timp se poartă și șuvițele Focus, meșele Focus, așa cum am și eu, se iasă în evidență, se poartă culorile foarte puternice. Iar în materie de femei se poartă tunsorile scurte, mediu spre scurt, tot așa alături de niște culori focus, de contrast. Bănuiesc împletiturile, am văzut multe feluri de împletituri, în special cele lipite de cap, ca să zic așa. Asta purtăm și când mergem la plajă și când mergem în club? Cred că mai mult la plajă, în club nu știu. Indiferent de anotimp, vopsirea părului trebuie efectuată cu anumite produse. Atât vara, cât și în restul anotimpurilor, putem să ne vopsim oricând avem nevoie. Important este să folosim produse profesionale, produse bune, trebuie să fie foarte bine folosite, astfel încât să nu dăuneze, fie că iarnă, fie că e vară, toamnă, primăvară. Deci putem să ne vopsim oricând, chiar și de două ori pe lună. La fel ca și pielea, părul are nevoie de îngrijire și de protecție față de razele soarelui și de factorii chimici din jur. Trebuie să avem foarte mare grijă pe timpul verii să nu fie atacat de soare, de căldură, de praf, de apa de mare. Cu asta trebuie să aducem un aport de lipide, un produs gras care să ajute la hidratarea părului. Pentru domnișoare, părul împletit este din nou pe val. Codițele împletite rusești fac mari furori atât la plajă cât și la plimbare. Vara asta se poartă coafiurile cu foarte mult volum, alături de împletituri. Putem să facem niște bucle lejere, da, volumul extrem, cu fixativ foarte mult să țină coafiura respectivă, alături de o împletitură. Să fie ceva de efect. La plajă merg foarte bine împleturile acelea strânse, care să dureze mai mult timp. Da? Important e vara să evităm să intrăm cu părul în apa de mare sau în apa de piscină. În club, din ce am observat, se poartă foarte mult coafiurile prinse vara, pentru că se dansează, este fum, este cald. Să nu transpire, să se lase buclele. Dacă sunt bucle, sunt ușor prinse. Dacă nu, tot așa, împletiturile, a revenit moda cu împletiturile rusești, să dea un efect. Wow, mai să fie diferit față de restul fetelor care îl poartă drept sau bucle lăsate. La plimbare purtăm haine legere. Da? La haine legere ce putem purta? Putem să-l purtăm părul drept, natural, cum îl are fiecare domnișoară, doamnă, fără să ieșim în evidență cu ceva. Iar în ceea ce privește băieții, hairstyliștii au sfaturi și pentru ei. Da, se poartă țepii, se poartă, v-am spus, coafiurile gen Smiley cu breton întors. Am văzut foarte mulți băieți, sunt foarte multe cereri în salon de genul acesta. Și pentru că vara temperaturile sunt ridicate, trebuie să acordăm o mai mare atenție îngrijirii părului. Părul se spală de câte ori este nevoie. Trebuie să-l aducem undeva, un păr normal se spală la 3-4 zile. Așa ar fi indicat. Dacă părul nostru se îngrașe de la o zi la alta, trebuie să-l spălăm cu un șampon adecvat până îl aducem să se îngrașe la 3-4 zile. Dacă nu se îngrașe, trebuie să-l facem să se îngrașe, pentru că nu este normal să se îngrașe foarte repede sau să nu se îngrașe deloc. Însă nu trebuie să uităm un aspect foarte important legat de tendințe. Legat de coafiuri, legat de tunsuri, legat de culoare, este foarte important să ne simțim bine. Coafiura, culoarea, nu neapărat trebuie să fim în tendințe, așa cum o vedeți și pe mine. Acum simt că trebuie să mă tund un pic mai scurt, că așa mi-a venit mie să mă tund. Nu neapărat trebuie să fim în tendințe. Tendințele sunt făcute, da, pentru anumite persoane. Nu sunt făcute în mod special să toată lumea să aibă o matriță, să ne facem toți la fel.